Cel mai mare concurs de robotică din România, Robo Challenge, a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 8, fiind organizat de Liga Studenților Electroniști și ITTI Robo Challenge, în parteneriat cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației din cadrul Universității Politehnica București. Acest concurs internațional în care distracția se îmbină cu știința se adresează tinerilor pasionați de robotică, iar evenimentul va avea loc în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației București. Încă de la începuturile acestei mișcări studențești și tehnice în același timp, am sprijinit această activitate ca sponsor și ca partener media. Deoarece Robo Challenge este un proiect în curs de dezvoltare, un real sprijin îl reprezintă partenerii concursului, printre care și Televiziunea Giurgiu. De 3 ani avem onoarea noi, TV Giurgiu, să fim și sponsori și parteneri media, partener oficial media al acestui concurs. Este o onoare pentru mine ca om cu înclinații tehnice și pentru administratorii firmei Novaforce, în speță domnul Florian Nicolae și doamna Vera Nicolae, oameni care au sprijinit alături de mine această mișcare și o sprijină în continuare și cărora le mulțumesc în mod expres pentru ajutor. Cu o tradiție de peste 7 ani, Robo Challenge a devenit cea mai mare competiție de robotică din România, adunând ediție cu ediție peste 200 de concurenți și totalizând un număr de peste 700 de roboți din diverse colțuri ale lumii. Printre participanții deja înscriși la această ediție se numără și echipe din Mexic, Turcia sau Brazilia și ne putem mândri și cu participarea pentru al 5-lea an consecutiv a echipei din Giurgiu, formată din masteranzii Bogdan Istrate și Diana Slăvescu. În ultimii 2 ani, echipa noastră a urcat pe podium pe locul 1 la toate edițiile. La sesiunile internaționale de la Viena, în prima fază am urcat pe locul 6, iar în anul acesta, în primăvară, pe locul 4. Sperăm la anul să mai facem câțiva pași către locul 1. Mai multe amănunte despre ediția 8 a concursului internațional Robo Challenge puteți urmări imediat după știri în ediție specială.